regăsit la Medicina TVH, 021-334-4950 sau adresa de e-mail medicinatv@tv-h.ro. Așteptăm telefoanele și mesajele dumneavoastră. Nu uitați că suntem și online pe www.tv-h.ro și pe Facebook la Medicina TV. Dragii mei, astăzi ne întrebăm, oare ce mai face cuplul românesc? E bine, sănătos? Are alegerile potrivite? Ne ajută în această după-amiază Monica Burcea. Bună ziua și bine ai revenit! Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am regăsit! Noi îți mulțumim tare mult, iată că vine acum vacanța, presupunem că vom petrece mai mult timp în cuplu, hai să-l petrecem util și să învățăm ceva unii de la alții. Vorbim despre terapia în cuplu pentru că ea clar ajută la sănătate. Da? De ce ajută ea la sănătate? Terapia în cuplu este foarte bună și este recomandabilă tuturor, pentru că înainte de toate îi ajută pe membrii cuplului să se cunoască mai bine între ei. Ideea este în felul următor: în momentul în care un cuplu se constituie, fiecare aduce un anume bagaj emoțional în cuplu, fiecare își aduce influențele familiei de origine, își aduce influențele educaționale, rudele, situația financiară, situația socială și așa mai departe. Și iată deci că atunci când un cuplu se formează, există un angrenaj foarte fin în care psihicul celor doi membri ai cuplului trebuie să se potrivească, trebuie să se uniformizeze, astfel încât cuplul să reziste. Terapia prin cuplu asta face, îi ajută pe cei doi să se cunoască pe ei înșiși și să descopere cum anume pot face astfel încât cuplu să meargă mai departe, să supraviețuiască și chiar să fie un cuplu echilibrat. Exact. Monica, vreau să vorbim despre evoluția cuplului de-a lungul timpului, pentru ca cei din fața micului ecran să înțeleagă de ce abordăm noi această temă, pentru că în mentalul nostru românesc de multe ori apare ideea ce caut eu la psihoterapeut, la psiholog, pentru că dacă mama, bunica, bunicul nu au avut nevoie, deci aș avea eu nevoie. Și atunci te rog tare mult să venim cu aceste lămuriri. Evoluția cuplului este foarte interesantă de-a lungul timpului. La început, cuplurile erau constituite pe recomandările pe care părinții celor doi însurăței le făceau pe situația financiară, care trebuia să fie cât de cât asemănătoare, și astfel se întâmpla chiar de cele mai multe ori ca tinerii nici măcar să nu se cunoască între ei. Bineînțeles că pe parcurs puteau apărea probleme pe care tot părinții sau preotul satului le rezolvau. Iată deci că avem prima formă de psihologie de cuplu, dacă pot să spun chiar așa, prin intermediul acestor oameni învățați, bătrâni, preoți, care cumva căutau să medieze conflictele apărute în cuplu sau să aplaneze certurile, astfel încât cei doi să continue să meargă mai departe și familia să rămână intactă. Pentru că atunci mai puțin era vorba de divorț față de zilele noastre. Ajungem și acolo. Corect. Bun. Și iată că în prezent psihoterapeutul, psihologul este cel care ia rolul acelor învățați ai satului, că erau învățații satului și vin să ne dea ajutor, sprijin aceste probleme. Bineînțeles. Vreau să privim cuplul sau familia ca sistem, da? Au rolul foarte important în societatea și de acum și din viitor, foarte clar. De ce? Pentru că punctul de educație de acolo pleacă. Ceea ce lăsăm mai departe, totuși în familie se prinde. Cei 7 ani de acasă, clar sunt de acasă din cuplu, mamă, tată. Care sunt foarte importanți, pentru că în acești 7 ani copilul, fie el fată sau băiat, învață despre ceea ce înseamnă relaționarea părinților, învață despre ceea ce înseamnă noțiunea de familie. Și așa cum mama sau tatăl se comportă în familia de origine, așa și copilul va fi cumva tentat inconștient să se comporte în momentul în care el, la rândul lui, își va forma o familie. De cele mai multe ori suntem tentați să imităm comportamentul mamei sau comportamentul tatălui, fără să știm inconștient că și partenerul nostru de cuplu, practic, imită la rândul lui anumite comportamente ale familiei de origine, care pot să dea o bună înțelegere în cuplu sau, dimpotrivă, pot să creeze disensiuni de opinie. Și astfel cuplul ajunge în pragul certurilor, în pragul divorțului, fără să știe că de fapt dedesubtul divorțului sau dedesubtul dorinței de a te despărți de celălalt este de fapt doar o pătură care acoperă o grămadă de registri în care cuplul nu a fost compatibil, dar care pot fi rezolvați cu bună înțelegere, cu bună disponibilitate, pot fi rezolvate. Aș vrea tare mult să-mi spui. Consider că în trecut căsătoriile se realizau mult mai conștient, cu mult mai multă înțelepciune, pentru că, așa cum ai spus tu, și el și ea vin cu un bagaj consistent, care, chiar dacă vrem noi să părem persoane care ne-am autoeducat, moștenim
ceva în interior, genetic, și astfel dezvoltăm frustrări, dezvoltăm supărări, boli de foarte multe ori, și tocmai de aceea vreau să insistăm, pentru că totuși, deși cu cât numărul divorțurilor crește în România, cu atât numărul dramelor la fel crește. Ce facem? Nu suntem destul de conștienți când spunem da în fața preotului? Poate față de trecut este vorba de un pic mai multă superficialitate, pentru că înainte, deși nu aveai foarte mare capacitate de a alege cu cine anume te măriți sau te tensori, aveai o perioadă în care te pregăteai psihic pentru acest pas, atât în viața flăcăilor cât și în viața fetelor. Exista o perioadă în care se digera intern ideea. Sigur, perioada de inițiere, da. Exact. Rolul de femeie, va urma rolul de bărbat, o familie, sigur, va urma un copil și așa mai departe. Zilele noastre, datorită faptului că poate nici constrângerile nu mai sunt la fel de mari, acest da se spune cu o oarecare superficialitate. Nu mai ajungem să ne mai cunoaștem în profunzime și nu ne mai acordăm timp să vedem dacă suntem compatibili în toate aspectele vieții. Și astfel de multe ori se poate întâmpla să ne dăm seama pe parcurs că alegerea făcută poate nu este cea mai bună pentru noi înșine. Da, și iată că mulți psihologi, colegi de tăi, spun că rolul femeii s-a schimbat, cumva s-a masculinizat, iar bărbatul s-a feminizat. E, cât e de adevărat? S-au schimbat rolurile și atunci automat apar aceste neînțelegeri? Este vorba mai degrabă de o eliberare a femeii din spațiul bucătăriei, ca să spun așa, din spațiul gospodăriei, și de faptul că femeia și-a dat seama că poate până la urmă să aibă orice meserie dorește, că poate până la urmă să-și construiască și ea însăși o carieră, și drept urmare asta a implicat faptul că a acordat mai puțin timp gospodăriei în sine. Și dacă există mai puțin timp acordat familiei, automat există mai puțin timp pentru comunicare. Ideea este ca cei doi parteneri să nu intre în conflict, într-o luptă acerbă pentru devenire și pentru carieră. Ideea este să se susțină reciproc, pentru că se poate ca într-un cuplu ambii parteneri să aibă cariere de succes, să aibă o bună înțelegere și o bună susținere pe care să o regăsească unul poate la celălalt. Poate că cuplul modern de multe ori spune: noi ne-am stabilit teritoriile și nu ne încălcăm teritoriul, pentru că altfel apare un conflict. Oare ăsta să fie succesul în ziua de astăzi pentru un cuplu? Cu stabilirea teritoriilor este un pic mai delicat, pentru că este de fapt o nevoie de libertate în această stabilire de teritoriu, și în momentul în care eu îi cer celuilalt să-mi respecte teritoriul, de fapt îi cer să-mi dea libertatea și să îmi îndeplinesc anumite dorințe, să am un anumit comportament, să am o anumită libertate până la urmă, sigur, pe care să o petrec așa cum vreau eu. Ideea este că dacă pe celălalt nu-l deranjează, atunci este foarte ok, mă pot desfășura. Dar ar trebui să țin cont de faptul că atunci când îmi cer această libertate, pot genera frustrare în sufletul celuilalt, pot genera nemulțumire, pot genera lacune afective și așa mai departe. Și atunci celălalt nu va mai fi atât de tentat să mă susțină sau să mă înțeleagă, pentru că și el la rândul lui are la fel nevoie de spațiu, de libertate și așa mai departe. Ideea este cum fac să comunic, să găsesc un canal de comunicare, astfel încât să ne găsim soluția optimă pentru noi ca și cuplu. Nu soluția general valabilă pentru toată lumea, dar pentru noi ca și cuplu. Să ne acceptăm reciproc hobby-urile, plăcerile, nevoia de a lua masa în oraș cu fetele sau nevoia de a ieși la bere cu băieții și așa mai departe. Și astfel lucrurile se pot rezolva și pot merge foarte bine înainte. Da, dar cred că putem ajunge la această înțelepciune, zic eu, în momentul în care suntem noi corecți cu sinele și ne dăm seama, dacă eu vreau să ies cu fetele și el vrea să iasă cu băieții, e perfect normal. Cred că de multe ori vrem să avem rolul de conducător, tocmai pentru a nu suferi. Dar cred că e chiar invers. Exact, dar cred că e chiar invers. Că suferi pentru că depui un efort suplimentar să-l controlezi pe celălalt, iar viața ta scapă de sub control. Deci iată că... Da, tu ai punctat bine, pentru că aceasta este una din iluziile pe care oamenii le trăiesc în cuplu, aceea de a deține controlul. Dar, de fapt, niciunul dintre cei doi parteneri nu deține până la urmă controlul, deși poate asta vrea să creadă fiecare. În cuplu nu e vorba de a-l controla pe celălalt, în cuplu este vorba de a fi complementar cu celălalt, de a-ți armoniza comportamentul cu celălalt, astfel încât ambii să fie în față și să tragă mai departe angrenajul numit familie și angrenajul numit cuplu. Nu unul merge în față și celălalt practic
îl urmează pas cu pas, da, în funcție de, da, cum stabilește direcția. Așa e. Și apropo de aceste lucruri, vreau să punctăm puțin modelul cultural și mentalul românesc printr-o comparație. Iată, citeam și un român spunea că în urma terapiei prin cuplu, numărul divorțelor a crescut în România, pe când în Statele Unite, în urma terapiei, împăcările sau, nu știu, relațiile au mers mai departe cu 75%. Deci iată că suntem la două capete opuse, aceeași terapie, însă cu rezultate diferite. E adevărat, pentru că ține foarte mult de cultură și de mentalul oamenilor. Și ambele afirmații sunt adevărate. Terapia prin cuplu, în cuplu, așa cum spuneam la început, ajută oamenii să se cunoască mai bine. Și există posibilitatea ca în urma acestei terapii de cuplu să înțelegi de ce ai făcut anumite alegeri, să înțelegi de ce te-ai simțit atrasă de partenerul sau atras de partenerul sau partenera respectivă, să îți dai seama care este linkul între alegerea făcută și ce ai văzut în familia ta, trecutul tău, și să hotărăști că este momentul să mergi mai departe, respectiv să îți înveți lecția, cum s-ar spune, să le eliberezi pe celălalt și să mergi mai departe. De altă parte, în America există tendința oamenilor de a fi mult mai deschiși către împăciuire, către reconciliere. Acolo, oricum, datorită faptului că fiecare familie are psihologul ei și asta este un lucru foarte normal, oamenii cumva înțeleg mai bine noțiunea de cuplu și înțeleg mai bine importanța autocunoașterii de sine înainte de întemeierea unei familii. Și sunt mult mai dispuși să lase de la ei, mult mai dispuși să-l înțeleagă pe celălalt și mult mai dispuși să păstreze până la urmă familia respectivă. Uite, sunt oare curioasă să-mi spui, cum vezi tu românul de astăzi? Românul în cuplu sau... Nu, românul ca individ, că el, așa cum îl vedem ca individ, clar va reacționa și în cuplu în același mod. Cum ți se pare ție românul? Acum depinde de vârstă. Dacă ne referim la cei peste 30 de ani, ei reprezintă acel segment de populație care a prins perioada comunistă. Și în perioada comunistă, cum știm fiecare dintre noi, familia se păstra la un anumit nivel cultural, financiar, conduitele erau asemănătoare în toate familiile și practic noi ca și tineri, am învățat în familiile respective despre anumite valori, care ulterior, în anii 90, au fost schimbate total, pentru că a fost o influență foarte puternică venită din afară, libertatea pe care am câștigat-o, pe care am primit-o, a fost de foarte multe persoane înțeleasă, greșit, a fost halucinantă chiar, și iată că în momentul de față, încă sunt oameni, românii încă oscilează între a-și alege concepte, între a-și alege informații culturale, nu mai au timp pentru ei înșiși, sunt foarte stresați datorită crizei economice, lasă cam la coada listei necesitățile familiale, eu știu, petrecerea timpului cu partenerul, cu copiii sau cu familia, pentru că sunt cumva conduși de necesitățile de la baza primarei. Sigur necesitățile că primare. Până la urmă trebuie să mănânce. Exact. Și datorită acestui fapt, zi de zi muncind pentru a asigura un trai familiei sau a-și plăti ratele și așa mai departe, ajung să nu mai aibă timp nici pentru comunicarea cu partenerul, nici pentru înțelegerea lui, nici pentru ascultarea lui, nici pentru copii și așa mai departe. Da, uite, nu consider că informația pe care tu o aduci astăzi este accesibilă unui grup restrâns? Ce te întreb? Pentru că eu cred cu tărie că doar un om cu o minimă educație, cu o minimă cultură și cu o minimă preocupare spre sine poate înțelege și poate găsi rolul unei astfel de informații în ziua de astăzi. Ce facem cu restul? Cum ajungem la ei, de fapt? Unde trebuie să fie declicul? Asta facem, încercăm să ajungem la cât mai mulți, pentru că până la urmă cine vrea să asculte, ascultă. Și această informație nu este accesibilă doar în cabinetele de psihoterapie, această informație se găsește și în emisiuni TV, se găsește și în presa scrisă, se găsește și în reviste de specialitate. Apropo de această plajă care ne oferă toate informațiile posibile și imposibile, impactul informației negative, divorțul, nu știu, violența domestică, certurile care sunt puse așa pe tapet cu litere mari de o șchioapă, cum influențează gândirea femeii, gândirea bărbatului? Își dă seama că se poate și așa și gata, adică nu mă mai implic și nu mai caut să-l înțeleg pe celălalt pentru că pot să-i dau o palmă la un moment dat și am rezolvat problema, metaforic vorbind, adică plec de lângă el.
Am înțeles. Într-adevăr, este o informație care influențează, însă până la urmă fiecare știe cum își administrează viața cuplului. Acum, într-adevăr, în funcție de educație, această informație poate să aibă un impact mai mare sau mai mic. Oricum, și publicațiile care bat apampio pe aceste informații nu sunt unele neapărat culturale sau de păstrat ca și ghid pentru viața de cuplu. În schimb, ce fac aceste informații este să mai consume din frustrare, din nemulțumirea existentă. Uite, se mai întâmplă și la ceilalți, nu mi se întâmplă numai mie, sau uite ce se întâmplă prin faptul că îți găsești un apropiat din punct de vedere al unei relații, îți dai seama că nu ești chiar singur pe lume. Ideea în felul următor, nu curge lapte și miere nicăieri în viața nimănui, deci nici eu n-ar trebui să mă zbat foarte mult, pentru că drept urmare, lucrurile sunt cum sunt. Asta este o gândire total greșită. Ideea este nu care pierde. Să ne uităm în grădina vecinului, să vedem dacă și el a pățit la fel, cât să ne uităm în propria noastră grădină și să facem un pic de curățenie, să vedem ce păstrăm și ce putem arunca până la urmă. Că ține de o igienă psihică a cuplului. Așa cum avem o igienă fizică fiecare dintre noi, așa ar trebui să avem și o igienă psihică a cuplului. Hai să vedem ce înseamnă igiena psihică de dimineața până seara. Cum ar trebui să începem noi ziua la nivel mental? Care ar trebui să fie punctele forte, să ne facem o curăție totală? Astăzi voi face așa pentru că... Cu deschidere către celălalt, vorbind strict sigur, de cuplu. De cuplu sigur. Cu deschidere către celălalt, până la urmă, încă de când ne trezim dimineața, putem să ne alocăm 5, 10, 15 minute pentru a bea cafea împreună, pentru a lua micul dejun cu celălalt, chiar dacă sunt ore diferite de plecare către locurile de muncă. Este foarte important să ne alocăm timp. Nu o să vină nimeni să ne bată la ușă, să ne spună, nu vrei niște timp de petrecut cu partenerul tău? Da. Asta nu se va întâmpla niciodată. Cu toții avem toți 24 de ore la dispoziție și ține de noi înșine cum le compartimentăm. Drept urmare, dacă dimineața putem să alocăm un minim de timp cu partenerul nostru, va fi foarte important pentru conduita psihică pe parcursul zilei, pentru că e important să încep dimineața zâmbind, e important să încep dimineața conectându-te cu celălalt, decât ieșind morocănos pe ușă, amintindu-ți că ai nu știu ce treburi de făcut în ziua respectivă și asta poate să strice toată dispoziția. Da, exact. După care, foarte important și pe parcursul zilei, un telefon, un mesaj, o conectare, o întrebare, ce mai faci, cum îți este ziua, cum te simți, un plan făcut pentru sfârșitul săptămânii sau pentru seara, iar sunt foarte importante, pentru că celălalt astfel simte că tu, de acolo de unde ești, la locul tău de muncă, te conectezi cu el, simte că aparții aceluiași cuplu, ca și el, și contează foarte mult, sunt secrete mici cu efecte mari care ajută cuplu până la Așa urmă. E. Și seara la fel, un timp oricât de mic petrecut împreună, cred că se poate găsi. 10 minute cred că găsește oricine până la urmă să-i acorde partenerului. Ține foarte mult și de respect. De respectul față de celălalt. Așa. Vreau să definim imediat ce înseamnă respectul față de celălalt, însă vreau să ne întoarcem puțin în anii copilăriei, poveștile din copilărie în care dragostea vine pe un cal alb și trăim fericiți până la adânci bătrâneți. Ei, și vedem că în realitate nu e chiar așa. Sunt frustrări, pe cal alb clar nu vine dragostea, iar fericirea stă sub semnul întrebării, pentru că de multe ori am zis că nu știm ce este fericirea sau o căutăm acolo unde nu trebuie. Fericirea este intimă și personală pentru fiecare din noi. Este greu să o definim și este greu să găsim o rețetă care să aibă aplicabilitate în viața fiecărui om. Fiecare știe ce anume îl face fericit în măsura în care se întreabă asta și în măsura în care își dă voie să descopere ce anume îl face fericit. Așadar, consider că acele povești ar trebui să aibă un alt fir, da? Să nu fie atâta tinerețe fără bătrânețe și dragoste până la adânci bătrâneți și să spunem puțin lucrurilor pe nume încă de când suntem copii, pentru a nu pleca cu o imagine greșită în viață. Poveștile sunt bune. Poveștile sunt bune și copiii au nevoie de ele, pentru că își creează o anumită imagine despre ideea de cuplu, despre ideea de maturitate. Poate că dacă le-am schimbat finalul, atunci copiii cumva n-ar mai avea optimismul pentru viață. Un anume optimism pentru a întâmpina viața. Părerea mea este că poveștile sunt bune și creează o anumită conduită internă copiilor și copiii au nevoie de aceste povești, mai ales că nu toate familiile se bucură de liniște, se bucură de înțelegere și nu toate familiile copiii sunt respectați și susținuți. Și poate că ar trebui să nu luăm atunci modelul familiei, ci să luăm modelul poveștii. Este o alternativă pentru o viață mai frumoasă, zic, nu?
Și să ne întoarcem la respectul. Fiecare copil crede într-o poveste și fiecare adult are un copil intern care crede într-o poveste. Da, numai că trebuie să-l și mai acceseze din când în când. Așa e. Ce facem cu respectul față de celălalt? Cum îl obținem? Respectul față de celălalt e una din cheile supraviețuirii cuplului, ca să spun așa, pentru că în măsura în care îl respectăm pe celălalt, în aceeași măsură ne respectăm și pe noi înșine și cuplul funcționează, pentru că este foarte important să îi respectăm dorințele partenerului de cuplu, este foarte important să respectăm necesitățile partenerului de cuplu și este foarte important să petrecem timp de calitate cu partenerul de cuplu. Vorbind de respect, vorbesc și de o anumită conduită internă pe care fiecare din noi ar fi bine să o avem și asta practic pune încă o cărămidă în trăinicia cuplului. Respectul este una din cele mai importante. Cum definim conduita internă? Conduita internă a cuplului sau a cuplului, sigur că da. Conduita internă a cuplului se referă la acel angrenaj fin în care cei doi parteneri devin complementari. Această conduită internă ține de aportul fiecăruia. Nu se poate ca un cuplu să funcționeze numai dacă unul din partenerii investește și celălalt este cel pasiv. Așa nu merge. Poate că prin filme funcționează, dar cuplul de fapt înseamnă o muncă constantă și o muncă susținută de fiecare zi pentru păstrarea curățeniei cuplului, pentru păstrarea igienei psihice a cuplului și pentru păstrarea celor doi parteneri în acel respect reciproc, în acea comunicare care ar trebui să fie permanentă și cât se poate de frumoasă. Terapia în cuplu în România, ce loc ocupă? În preocupările românilor. Exact. Din păcate, este lăsată destul de la coadă, pentru că, așa cum spuneam, românii sunt preocupați să-și asigure niște nevoi de bază primare. Și mai puțin timp și mai puțini bani rămân pentru terapia în cuplu. Datorită acestui fapt, și rata divorțurilor la noi în țară a crescut destul de mult în ultimii ani și aș vrea să trag un semnal de alarmă pe această cale, pentru că este foarte important până să ajungem să spunem eu plec și să închid ușa în urma mea, să fac o vizită totuși pe la psiholog, să văd ce are de spus, să văd ce ar putea să mă învețe sau eu știu ce chei ar putea să-mi dea astfel încât eu să-mi salvez relația. Vreau să facem așa o trimitere, un fel de glumă, în momentul în care apare încă un divorț, cel care vine să ne dea explicații este astrologul, nu psihologul, da? Întotdeauna, pe baza stelelor, noi punem alegerile din viață. Așa o fi? Depinde de noi. Depinde de noi. Este mai ușor să găsim scuze pe care să le proiectăm pe anumite aspecte contextuale din exterior. Da. Dar adevărul este că noi înșine suntem întotdeauna vinovați, ca să zic așa, răspunzător de ceea ce se întâmplă în viața noastră. Iar în cuplu nu există unul mai vinovat decât celălalt. În cuplu, dacă se întâmplă să apară, eu știu, o ceartă sau o disensiune de opinie, este pentru că amândoi au partea lor de vină. Nu numai unul este vinovat. Unul poate fi vinovat pentru că a pus în act un anumit comportament, dar celălalt este la rândul lui vinovat pentru că prin comportamentul lui l-a determinat pe celălalt să acționeze într-un fel sau altul. Monica, mai avem un minut și vreau să-mi răspunzi foarte scurt. Se spune că oamenii care sunt împliniți în cuplu, paradoxal, sunt oamenii realizați în viață și din punct de vedere profesional pentru că sunt relaxați psihic. Sunt împăcați și știu că jumătatea aceea este acolo. Avem nevoie atât de multă de această jumătate pentru a fi de succes în viață? E vorba de un echilibru intern pe care fiecare din noi ni-l găsim sau nu ni-l găsim în cuplu și odată avut acest echilibru intern putem să ne ocupăm de carieră, putem să ne ocupăm de ceea ce dorim să învățăm sau să devenim. E ca și o bază sufletească. Dacă există, cu atât mai mult. Se poate construi pe ea fără să se dărâme ceva. Dacă nu există, atunci este mai greu să construiesc în altă parte atâta vreme cât eu n-am rezervoarele de afecțiune pline. Revenim imediat, dragii mei, cu câteva sfaturi privind cuplul modern, să vedem ce avem de făcut, mai ales că acum vine vacanța, să vedem cum să ne cunoaștem unul pe celălalt. Rămâneți pe TVH!
megabit pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei. Știți unde mă găsiți? Mulțumim. M-ați chemat? Da, în pachet scria că avem aer condiționat și... A, am uitat. Poftiți. Glumiți. Știți cine suntem noi? Suntem cetățeni europeni și avem drepturi. Dacă pachetul turistic nu corespunde ofertei inițiale, ai dreptul să ceri respectarea acesteia sau despăgubiri. E dreptul tău. Acționează! Vrei să devii medic veterinar și să-ți desfășori activitatea oriunde în lume? Facultatea de Medicină Veterinară a Universității Spirul Haret oferă învățământ modern, dotări de ultimă oră, profesori de excepție. În performanta clinică veterinară a facultății se asigură consultații de urgență, analize, imagistică, inseminări artificiale, toate realizate de cadre universitare de un înalt nivel. Clinica universitară este și la dispoziția ta. Telefon 021-242-1575. Drumul de la domnia bunului plac la cea a bunului simț trece și pe la CNA, sau mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Revenit la Medicina TVH, așteptăm telefoanele dumneavoastră la 021-334-4950 sau mesajele pe adresa de e-mail medicinatv@tv-h.ro. Alături de mine este Monica Burcea. Mergem mai departe. Vorbim despre provocările cuplului modern și ce are el de făcut în fața lor. Principalele provocări ar fi în primul și în primul rând financiare. Cuplul modern se confruntă cu probleme financiare, se confruntă cu o anumită situație economică pe care de multe ori nu găsește soluții să o administreze și datorită acestei frustrări generate de situația financiară apar certuri, apar reproșuri și apar tot felul de discuții greu de crezut pe care cei doi cumva nu știu să le administreze sau se găsesc în postura de a-și arunca vorbe urâte unul celuilalt din cauza asta. O altă provocare este cea socială, respectiv familia, ca și celula societății. Da. Fiecare cuplu, cumva inconștient, știe că trebuie să lase un urmaș sau doi sau trei. Sunt cererile familiilor de origine, sunt cererile societății și astfel și apariția copilului este o provocare pentru cuplul modern în contextul în care de cele mai multe ori situația financiară nu este una tocmai favorabilă apariției copilului. Și o altă provocare este cea relațională până la urmă. Fiecare membru al cuplului are visele, planurile, speranțele, dorințele lui proprii și personale, care la un moment dat pot să intre în conflict cu dorințele partenerului de cuplu sau cumva intră într-o luptă de prioritizare. Ale mele sunt mai importante, ba nu, ale tale sunt mai importante și tot așa. Și iată o serie de trei principale provocări care pot aduce cuplul în situația de a-și dezechilibra armonia. Și aș vrea să te întreb, nu cumva cu cât numărul împăcărilor crește, care în spate au cuvinte grele, cum spuneai, greu de digerat, duce mai aproape spre despărțire? E adevărat că acele cuvinte, dacă se iartă, ele nu se uită, rămân undeva în suflet. Și întotdeauna vor fi accesate la un nou moment exact, de impas. Partenerului de cuplu și cu prima ceartă sau prima discuție în contradictoriu, ele sunt iarăși aduse în discuție. E adevărat că aceste discuții nu șterg cu guma de șters și nici nu eliberează până la urmă niște cuvinte grele spuse partenerului și tocmai de aceea, cum vorbeam și înainte, respectul ar fi foarte, foarte important și ar fi bine să-și reamintească fiecare partener de el. Cum reușim să gestionăm noi o situație de conflict în cuplu? De fapt, acolo apare problema. În momentul în care celălalt are un limbaj agresiv, un comportament agresiv, cum ar trebui să reacționeze celălalt pentru a-l stăpâni, pentru a-l modera?
În primul și în primul rând, ar fi bine să îl invite la masa tratativelor pentru a analiza exact de la ce anume a pornit conflictul respectiv și ce anume se poate face constructiv. Pentru că, deși ne certăm sau ne spunem cuvinte urâte, nici certurile, nici cuvintele aruncate nu vor face efectiv să dispară, eu știu, conflictul sau nu vor da o soluție constructivă pentru ceea ce ne supără pe amândoi. Și atunci cel mai bine ar fi unul la mână, cei doi, să încerce să păstreze un ton cât se poate de calm, să se așeze la masa tratativelor și să discute punctual ce anume îi supără și să încerce să găsească împreună soluții. Indiferent că sunt probleme financiare, că sunt probleme legate de educația copiilor, că sunt probleme legate de servicii și așa mai departe, ele se rezolvă doar discutând constructiv despre ele, nu certându-ne, nu aruncându-ne cuvinte urâte, pentru că nu facem decât să ne jignim. Așa. Vreau să punctăm o problemă foarte importantă. Multe cupluri încearcă să-și salveze căsnicia dând naștere unui copil. Și ne dăm seama de multe ori că nici acel copil nu aduce împlinirea. Nu aș vrea să analizăm rezultatul copilului, da? Vreau să vedem la ce putem supune un copil care apare în urma unei astfel de înțelegeri, da? Hai să vedem, dacă vine copilul, noi doi ne vom înțelege ceva mai bine. E adevărat, este un punct de vedere foarte des întâlnit în zilele noastre. Ok, facem un copil pentru că ușor vom uita de conflictele noastre, ne vom certa poate mai puțin, copilul aduce multă lumină, schimbă foarte mult în viața noastră și atunci automat și conflictele noastre sunt băgate undeva sub preș. Ceea ce este foarte fals, pentru că acel copil, din momentul în care îl privim ca și vindecător al relației de cuplu, el deja poartă pe umerii lui foarte multe așteptări. Ambii membrii ai cuplului îl investesc cu anumite așteptări și atunci fiecare va căuta, în momentul apariției copilului, să proiecteze asupra copilului toate problemele, astfel încât soluțiile să vină undeva din existența acelui copil. Ceea ce este de la cele financiare până sociale, relaționale și așa mai departe. Ceea ce este total fals, pentru că într-un cuplu, dacă ceva nu merge bine de la început, nu se va vindeca pe parcurs de cele mai multe ori. Asta ne place nouă să credem, că lucrurile se vor echilibra, se vor așeza pe parcurs, dar nu în totalitate este adevărat. De cele mai multe ori, ceea ce nu merge bine de la început se aprofundează și se agravează pe parcurs, nu se vindecă. Iar un copil, dimpotrivă, nu vine să vindece anumite probleme ale cuplului, ci cu timpul le va sublinia și le va scoate în evidență mai mult. Și le va moșteni la un moment dat. Și le va moșteni, pentru că dacă părinții continuă să se certe sau rămân împreună doar pentru copil, așa cum se întâmplă de multe ori, aleg să o facă, acel copil practic va crește într-un mediu în care cei doi părinți, certându-se, discutând în contradictoriu de fiecare dată, nu-i vor da o informație sănătoasă, nu-i vor da un bagaj emoțional sănătos. Și el va crește cumva cu ideea că familia înseamnă discuții în contradictoriu, înseamnă tensiune, înseamnă ceartă și, drept urmare, la rândul lui poate fi tentat să imite acest comportament atunci când își va forma el o familie. Și uite, te întreb, dacă acel cuplu rămâne doar pentru copil, da? Sau rămâne a forma un cuplu, nu e cumva, cum să zic, un gest de a te înscrie într-o normă prin care un copil trebuie să aibă și mamă și tată? Bun, are mamă și tată, dar de fapt ce are? Dacă e să luăm lucrurile așa cum are sunt ele. Are un mediu tensionat. Pentru că important este ce fel de mamă și ce fel de tată are copilul respectiv. Pentru că dacă are o mamă și un tată care se ceartă, care se bat, la care e martor la tot felul de violențe domestice, acel copil de fapt nu are nimic. Acel copil are doi părinți pe care ulterior, când va crește mai mare puțin, va încerca să îi împace sau da, oare s-au schimbat normele privind impactul comunității asupra ta prin faptul că în trecut o femeie divorțată era prost privită, da? Risca să nu se mai mărite. Un copil fără tată, un copil fără mamă, fără acel cămin, era considerat a fi un nefericit.
În ziua de astăzi, mai stau lucrurile așa? O femeie divorțată mai reprezintă un element negativ al societății sau un copil fără mamă, fără tată în cuplu reprezintă un element negativ al societății? În niciun caz. Deja în zilele noastre, o femeie divorțată este mai degrabă privită ca și o femeie curajoasă, o femeie care a avut curaj să ia viața. Unde mai fac și o afacere din chestia asta. Exact. Nu vorbim de acele cazuri. Vorbim de cazurile generice în care femeile aleg să ia viața în piept, să pună piciorul în prag și să spună până aici. Eu nu mai suport, nu mai sunt fericită, copilul meu nu crește într-un mediu adecvat, de drept urmare prefer mai degrabă să mă separ decât să continui așa. Și este mult mai ok. Bun, hai să vedem, tot am amintit de vacanță. Ce facem noi, ca un cuplu sănătos, ce ne dorim să fim într-o vacanță? În primul și în primul rând încercăm să ne luăm vacanță comună, pentru că dacă unul are vacanță în august și celălalt în septembrie, este mai greu să administrăm un timp petrecut împreună. Așadar, pe cât se poate, dacă nu există o vacanță mai mare petrecută împreună, măcar weekenduri petrecute împreună. Și e foarte bine să alegem petrecerea timpului liber în funcție de dorințele noastre ale amândurora. Ce ne place să facem, poate că avem hobby-uri comune, poate că ne place amândurora marea sau muntele. Și atunci e bine să facem în așa fel încât să prioritizăm aceste vacanțe în funcție de dorințele noastre. Iar odată ajunși în vacanță, indiferent cât de mult ne-ar plăcea să vizităm, să alergăm de colo-colo, să dormim și așa mai departe, e foarte bine să beneficiem de timpul acesta ca să ne reconectăm cu partenerul nostru, ca să vorbim nu despre servicii neapărat, nu despre probleme financiare și așa mai departe, cât despre ce mai simțim, cum mai simțim, cum mai suntem noi intern. Într-adevăr, poate părea ciudat, pentru că la noi în țară oamenii mai puțin discută în cuplu despre ce mai faci tu, cum te mai simți tu, cum mai ești tu intern și mai mult despre problemele externe. Dar este foarte important să păstrăm această legătură și această comuniune discutând despre ce se mai întâmplă în lumea internă a fiecăruia. Sigur. Și pentru că sunt convinsă că într-o societate normală, cuplul sănătos dă tonul. Și pentru că la noi căsătoriile se fac așa, nu știu, foarte rapid și foarte ușor, de pe zi pe alta, ce ar trebui să recunoaștem în celălalt, în momentul în care vrem să formăm un cuplu? Nu neapărat să ne și căsătorim, să fim un cuplu, pentru că fiecare relație lasă ceva în urmă, lasă un bagaj, lasă anumite tare și așa mai departe. Ce ar trebui să observăm, fie la noi, fie la celălalt, când vrem să formăm un cuplu? Ar trebui să vedem o persoană complementară, ar trebui să trecem dincolo de aparențe, dincolo de estetic, pentru că în timp frumusețea, aspectul fizic dispar și ceea ce rămâne este o bună comunicare și o bună prietenie. În primii ani, într-adevăr, atâta vreme cât suntem tineri, totul funcționează perfect, dar după aceea, pe măsură ce atracția fizică scade, pe măsură ce cuplul cumva îmbătrânește, e foarte important să ne regăsim în celălalt un prieten, să ne regăsim un tovarăș, un camarad, o persoană cu care putem discuta, o persoană cu care putem merge, vizita, petrece timp și așa mai departe. Pentru că suntem tentați să construim pe aparențe și suntem tentați să construim pe superficialitate, uitând că tinerețea nu este veșnică, uitând că la un moment dat cuplul va îmbătrâni și automat și noi înșine vom avea alte așteptări și alte nevoi de la celălalt, la fel cum și celălalt așteaptă altceva de la noi. Sigur, sigur. Și trebuie să ne gândim că oricum, pe parcursul vieții vom întâmpina tot felul de probleme. Trebuie să știm dacă chiar reușim să le depășim, problemele lui, problemele mele, în acel cuplu. Dacă corect, reușim și să le împărtășim. Găsim susținere în celălalt. Pentru că la bine totul este ok. Dar atunci când apar problemele, este foarte important să vedem dacă celălalt ne este aproape, ne susține, găsim o vorbă bună, un număr pe care să plângem și o persoană lângă care să continuăm să mergem mai departe și să ne bucurăm de viață. Consider că ar trebui ca în școală să existe măcar o oră pe lună în care să se vorbească despre această idee de importanța cuplului atât pentru o persoană cât și pentru societate? Consider că mai multe ore de educație pentru devenire, ca și membru de cuplu, pentru devenire ca și om în societate, ar fi mult mai bune. Pentru că școala ce face? De fapt, îi acuză pe copii că nu sunt acolo unde și-ar dori ea să fie, ca și instituție, în loc să se ducă acolo unde copiii se află și să facă cumva să îi deschidă și să le livreze și alte informații decât cele din manualele școlare. Ar fi foarte frumos dacă s-ar putea ca măcar la clasele mari de liceu, să existe aceste ore în școală unde copiii se pot deschide, pot pune întrebări,
pot primi sfaturi și așa mai departe. Vreau să îmi spui tare mult, dacă cuplul, să zicem, merge la plimbare, se preocupă de problemele financiare și așa mai departe, cuplul în ideea de a fi sănătos, în a urma niște controle periodice medicale, și fizice și psihice, o discuție, un dialog, ar fi util să facă acest lucru măcar o dată pe an, să meargă împreună? Eu mă duc în treaba mea, tu în treaba ta, pentru a vedea dacă suntem sănătoși? Acest concept în România este cunoscut? Te referi strict la partea medicală? Da, strict la partea medicală, da, pentru că trebuie, apropo, respectul de sine vine și din îngrijirea față de sine. Exact, da? De la, de obicei, nu știu, luăm un exemplu foarte la îndemână, dantura. Acolo sunt probleme foarte mari în România, da? Pentru că, în primul rând, avem frica de dentist și așa mai departe. Corect. Ei, aceste despărțiri, aceste nemulțumiri apar și din cauza aspectului fizic, da? Anii își pun cuvântul, ok, e de înțeles, dar prin faptul că tu nu te întreții și nu ai grijă de tine, este cu totul altceva. Și de obicei nu se comunică acest aspect. Uite, te rog, slăbește câteva kilograme sau te rog, fă ceva anume. Ei, nu se comunică. Această frustrare apare pusă fie pe seama financiară și așa mai departe. Lipsa de timp și așa mai departe. Da. Dar ține în primul rând de respectul față de propria persoană și de respectul față de partener. Pentru că dacă eu ca și persoană care face parte dintr-un cuplu nu mă respect, nu am grijă de sănătatea mea sau eu știu, mă îngraș și celălalt nu mai se simte atât de atras de mine, cumva îi dovedesc prin asta că nu-l respect. Că dacă nu am grijă de sănătatea mea, la un moment dat, în viitor, cumva îl pun pe el în postura de a merge cu mine la anumite tratamente. Îl pun și pe el în primejdie și nici nu-i ofer un timp confortabil. Și de a nu fi confortabil psihic, pentru că e foarte importantă și sănătatea în cuplu. Este foarte important să avem grijă de sănătatea noastră ca și cuplu să fie un cuplu sănătos, până corect, la urmă. Corect, că până la urmă, dacă e să se și căsătorească cei doi parteneri, vor da naștere unui copil care trebuie să fie sănătos. Nu? Corect. Și codul genetic este foarte important aici, cât și sănătatea. Sigur că da. Să ne oprim la anii adolescenței, că de acolo încercăm să ne construim anumite relații. Crezi că acest subiect este prea pe buzele tuturor? Acea prietenie care era la un moment dat între un băiat și o fată, acum s-a transformat în cu totul altceva, să spunem pe nume, cu o conotație sexuală și cam atât? Societatea se schimbă și deja influențele sunt altele decât erau acum 20 sau 30 de ani. Părinții noștri au trăit altfel această primă dragoste. Noi am trăit-o altfel și generația de astăzi o trăiește cu totul și cu totul altfel. E adevărat că din punct de vedere sexual, porțile fiind mult mai deschise decât erau acum 10-20 de ani, cuplul, practic, tinerii adolescenți sunt mult mai tentați să dea curs acestei activități sexuale, da, mult mai devreme. Ceea ce nu pot să spun că este bine sau mai puțin bine. Sunt, practic, pașii pe care dezvoltarea, societatea îi face în drumul ei către mai departe. Ceea ce era bine acum 30 de ani sau ceea ce era de blamat acum 50 de ani, poate nu mai interesează pe nimeni astăzi. Normalitatea de atunci este normalitatea de astăzi și este foarte greu să trasezi o axiomă, să spui asta este bine, asta nu este bine în viața tinerilor, pentru că influențele sunt cele care sunt și societatea e în continuă schimbare. Dar cred că această axiomă este chiar prezentă acum, pentru că ea dă naștere unor dezbateri considerabile. Conflictul între generații în România încă există. Va fi întotdeauna și a existat și va exista. Este foarte greu să pui egal între o generație și alta. O generație care a crescut cu anumite influențe într-un anume context cultural, financiar, economic și așa mai departe, nu va fi niciodată pe același picior de egalitate cu o generație care crește în cu totul și cu totul alte contexte. Și astfel, acest conflict între generații va exista tot timpul. Este absurd să credem că la un moment dat va dispărea. Nu are cum, efectiv. Se poate face cumva o diferență între cuplul european și cuplul american, de exemplu, extrapolând la cuplul românesc? Sunt diferite, pentru că și culturile sunt diferite. Americanii sunt joviali, sunt expansivi, sunt deschiși, sunt mult mai dornici de a remedia anumite probleme, pe când în Europa, cel puțin în România, datorită contextului economic creat și datorită stresului existent, oamenii sunt mult mai închiși, mult mai supărați, mai puțin pragmatici. Mai pragmatici și mai puțin deschiși către a asculta problemele celuilalt și către a-l înțelege.
Dar crezi că au vreo șansă de a depăși aceste bariere, cum spui tu, economice, sociale și să ajungă totuși ca în căminul lor să fie ei doi și atât, două entități care funcționează? Se poate, însă ține foarte mult de alegere și așa cum am mai spus și înainte, cuplul înseamnă muncă continuă cu propria persoană și muncă continuă alături de celălalt. Cuplul nu există așa, dintr-o dată și nu vine nimeni să ne ofere rețete magice, să ne bată la ușa, să ne spună, uite, dacă aplici rețeta asta, cuplul va fi perfect. E vorba de muncă, Dar apropo de aceste rețete, le cam primim câteodată din partea părinților, din partea nașilor, dacă sunt mai în vârstă, din partea unchilor, mătușilor și așa mai departe și încercăm să aplicăm la noi anumite pattern-uri care de multe ori dau greș, de foarte multe ori. Pentru că fiecare va sfătui prin prisma perioadei în care a fost tânăr, fiecare va sfătui prin prisma experienței sale de cuplu, dar niciodată nu vom ști că acea experiență se potrivește cuplului nostru. Consider că imaginea generală asupra românilor, pe care zic eu că noi ne-o construim, nu alții, pentru că acceptăm anumite cuvinte, are un efect negativ asupra cuplului. Adică, dacă despre români se spune că nu sunt muncitori, că nu sunt cinstiți, că nu fac decât să fure și mai știu eu ce, dar lucruri, zic eu, exagerate, automat cuplul primește și el o notă negativă. Nu chiar. Depinde acum din ce punct de vedere privim. Eu sunt convinsă că noi românii avem fiecare în sufletul nostru o cămărâță unde ne-am pus la păstrare bunătatea, prietenia, deschiderea, dorința de a ne distra, dorința de a-l înțelege pe celălalt și dacă accesăm acea cămăruță, cu siguranță lucrurile se pot îmbunătăți în relația de cuplu. Cred că este o tendință a mass media de a prezenta mai mult părțile negative, mai mult scandalurile decât, eu știu, evenimentele culturale și astfel se creează o imagine de ansamblu prin care noi românii suntem priviți ca fiind deja, eu știu, răi sau leneși sau suntem cu toții oile negre. Ori nu este chiar așa. Oamenii sunt... Sunt oameni și oameni peste tot. Și nu doar la noi. Sunt... Au și părți bune, fiecare are și părții mai puțin bune. Hai să insistăm pe părțile bune ale românului și apoi ale cuplului românesc. Care ar fi ele? Primul și în primul rând, românul știe să facă haz de necaz, românul știe să râdă, știe să se distreze, știe să lege prietenii, este o persoană foarte deschisă. Este loial românul? Exact, este foarte loial atunci când vede că are un prieten alături și pe toate astea se pot construi relații foarte, foarte frumoase. Important este cum reușim să îl stimulăm pe celălalt, pe partenerul de cuplu, să scoată la iveală ce are mai bun în el, nu ce are mai puțin bun în el, pentru că cu toții avem și părți bune și părți mai puțin bune până la urmă. Dar ține de fiecare din noi ce stimulăm în celălalt, pentru că putem să scoatem la iveală un monstru sau putem să scoatem la iveală cel mai blând și cel mai cald și cel mai frumos om cu putință. Și se înțeleg că până la urmă noi ca persoană suntem singurii responsabili de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de ceea ce trăim, lângă cine trăim, cu cine trăim? Cel puțin în viața de cuplu, da. Cel puțin în viața de cuplu este foarte important ce alegem noi să facem, cât alegem să-l cunoaștem pe celălalt, câtă disponibilitate avem să ne rezolvăm conflictele și câtă disponibilitate avem să salvăm cuplu și să mergem mai departe. Ține doar de noi înșine. Bun, hai să punem accent puțin pe problema banilor. De ce? Pentru că ei creează foarte multe frustrări, necazuri, boli, de multe ori muncim ca să ne tratăm și așa mai departe. Și iată, uităm și de cuplu, uităm de celălalt. Se spune că acolo unde sunt bani, înțelegerea în cuplu apare mai degrabă, e mai la îndemână, e o mai multă relaxare. Hai să ajutăm cuplul care se confruntă cu probleme financiare să vadă și partea goală a paharului, da? Să facă o diferență între, ok, avem o problemă financiară, nu avem tot ceea ce ne dorim, că acolo e problema, dar eu nu vreau să ne distrugem relația. Cum reușim să facem acest lucru? E foarte important ca amândoi să aibă acest punct de vedere, pentru că dacă o persoană din cuplu crede cu tărie că datorită problemelor financiare totul se duce de râpă și cuplul nu funcționează, atunci este mai greu pentru celălalt să ducă el
povara acestei idei. Este foarte important ca cei doi să ajungă la un consens, să-și prioritizeze nevoile financiare, să-și prioritizeze obiectivele, astfel încât să tragă amândoi către îndeplinirea acelor dorințe sau către îndeplinirea acelor obiective. Dacă nu există comunicare și un consens, este mai greu din punct de vedere financiar pentru un cuplu să supraviețuiască, pentru că ce se întâmplă? Lipsa banilor, într-adevăr, poate să ascundă dragostea sub covor și să scoată ce e mai rău din fiecare, respectiv frustrările acumulate în timp, nemulțumirile acumulate în timp, și atunci deja dacă ajungem să ne reproșăm unul altuia nemulțumirile și neîmplinirile, mai greu este să scoatem după aceea dragostea de sub covor. Este foarte, foarte important cum abordăm în cuplu acest subiect delicat și asta se poate face printr-o bună comunicare și o bună prioritizare a nevoilor cu celălalt. Banii sunt puțini sau sunt mulți, nu contează cât sunt. Important este ce facem cu ei, ce alegem să facem cu ei și pentru ce tragem împreună. Sigur, până da. La urmă. Sigur, și aș vrea să sublinim ideea că și în cuplurile cu bani există probleme. Da, acum nu vrem să ne lăsăm pe ureche, sunt și la ei probleme, e ok. Nu, doar că nu banii ar trebui să fie principala noastră frustrare, pentru că se spune că și norocul ți-l mai faci cu mâna ta și dacă corect, tu ești preocupat corect. În a te uita, uite ce problemă am și nu găsesc soluția, clar soluția nu vine. Asta înseamnă fixarea pe problema respectivă, dar asta nu rezolvă situația respectivă. Chiar și în cuplurile cu bani există probleme de comunicare, există sigur. Probleme de relaționare și asta este o dovadă foarte bună a faptului că banii nu rezolvă tot. Exact, în niciun exact. Caz. Sigur. Într-adevăr, pot ajuta la întreținerea unei stări de bine, dar în niciun caz nu vor rezolva probleme deja existente în cuplu. Uite, vreau să te întreb, are nevoie românul de un trainer? Adică, un trainer care să-l ghideze puțin psihic, să-i spună, domne, calmează-te, ai depășit o perioadă grea, această tranziție despre care toată lumea vorbește și pe care am privit-o doar din punct de vedere financiar și social, dar nu cultural, nu în dezvoltarea psihologică, emoțională a omului. Avem nevoie de astfel de ghizi? Avem nevoie de astfel de ghizi pentru că ne mai ajută din când în când să ne oprim, să ne dăm jos de pe scena propriei vieți în sală și să privim un pic de acolo, să vedem ce am realizat, ce ne place, ce nu ne place și ce nu ne place să schimbăm până la urmă, să rescriem scenariul. Și un astfel de trainer, de ghid, un astfel de psiholog, sigur. Ca să spun așa, poate fi de foarte mare folos, pentru că e altceva să te privești într-o oglindă și să vezi exact cum ești, decât să încerci să te imaginezi cum ești tu prin proprii tăi ochi. De multe ori poate pierdem esența, poate pierdem obiectivul, poate nu mai știm pentru ce alergăm, unde alergăm, pentru ce muncim sau ce anume ne dorim să facem, și atunci o astfel de persoană care să ne mai oprească din când în când pe margine și să ne spună respiră, da. Respiră și hai să vedem ce ai făcut până acum, ce urmează să faci, care sunt obiectivele, ce este cu adevărat important în viață și ce, care sunt amănuntele, ar fi foarte util în viața fiecăruia dintre noi. Și dacă nu există posibilitatea financiară să accesăm o astfel de persoană, avem în jurul nostru o grămadă de publicații, o grămadă de cărți, până la urmă, o grămadă de cercuri, o grămadă de oameni care au anumită educație și care ne pot îndruma, care ne pot ajuta. Important este să vrem să facem asta. Corect, așa e, așa e. Și să recunoști că ai nevoie de, exact. De așa ceva. Exact. Acum, pe final, vreau să ne oprim asupra unei imagini emblematice care întotdeauna stârnește emoții, și anume un cuplu de vârsta a treia care încă se ține de mână. Cuplurile de vârsta a doua și cele mai tinere, poate că în prima perioadă a îndrăgostelii, da, se țin de mână, sunt zâmbitori și așa mai departe. În rest, sunt foarte detașați unul de celălalt. Și mă întreb, oare avem nevoie de mai multe persoane de vârsta a treia care să se țină de mână, să ne dăm seama cât de frumos e să înveți să crești împreună? Avem nevoie să ne amintim că putem ajunge la vârsta a treia ținându-ne de mână. Și astfel de cupluri, din punctul meu de vedere, sunt niște exemple demne de urmat și sunt niște dovezi ale faptului că, într-adevăr, se poate ajunge acolo ținându-te de mână până la urmă. Pentru că asta este cel mai important. Dacă ai un partener cu care să treci prin viață ținându-te de mână, dacă ai un partener cu care să întâmpini greutățile ținându-te de mână, atunci toată viața poate să fie un drum frumos până la urmă.
Îți mulțumesc tare mult pentru această prezență, și eu vă mulțumesc, pentru această discuție. Cred că a fost utilă tuturor și te mai așteptăm aici utilă la noi. Mare drag. Dragii mei, cald de mulțumiri pentru fidelitate. Acum vă invit la mare. Dacă încă nu ați ajuns, vă ducem noi cu ajutorul imaginilor să vă bucurați, să vă relaxați puțin de valurile mării și de soare. Cald de mulțumiri, seară bună vă doresc, la revedere!